Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. 11 octombrie, tocmai întrebam, în ce dată suntem astăzi? Mereu întreb, niciodată nu țin minte. Nu cred că contează prea mult să știm data. Sau contează, nu știu, aștept să-mi scrieți dacă contează sau nu contează să știm data în care suntem în fiecare zi. Eu sper să conteze pentru noi doar ceea ce facem, dragii mei. Ceea ce facem în fiecare zi. Așa cum spun de fiecare dată când am ocazia, ceea ce facem astăzi va influența viitorul. Suntem într-adevăr suma trecutului nostru, suntem creația trecutului nostru, suntem așa un întreg, pentru că venim din trecut cu un bagaj de cunoștințe, dar ceea ce facem astăzi va influența viitorul. În această dimineață am nu un invitat, doi invitați speciali, pentru că cei care vin de acolo, nu doar invitații din această dimineață, dar cei care vin de acolo, de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, despre care noi aici la Dale Dimineții tot vorbim, de câte ori avem ocazia, sunt suma trecutului, pentru că au foarte multe ore de învățat în spate și nu s-au oprit niciodată. Nu s-au oprit niciodată, pentru că învață în fiecare zi. Și nu învață doar pentru domniile sale, învață pentru cei pe care îi pregătesc pentru viitorul nostru. Pentru că asta e frumusețea acolo la Colegiul Național Regina Maria. Profesorii, cadrele didactice de acolo pregătesc generația viitorului, pentru că cei care vor pleca de acolo vor pregăti generații și generații de oameni. Bună dimineața, domnule director Gabriel Tripa! Bună dimineața noastră și telespectatorilor, mulțumesc pentru invitația în emisiunea noastră și sperăm să fie o emisiune de calitate. Cu siguranță, cu oameni atât de faini, nu poate să fie decât o emisiune de calitate. Și bună dimineața, Denis! Bună dimineața! Denis Dragoș este elev în clasa 12-a. Foarte frumos, e cu un pas mai aproape de a pregăti alte și alte generații. Ești pregătit? Da, avem o pregătire profesională în spate și noi sperăm că o să ne descurcăm cu generațiile viitoare. O să povestim cum va fi cu generațiile viitoare, pentru că părerile sunt împărțite. Și noi am trecut, domnule director, prin povestea aia. Nu sunteți buni de nimic, nu veți face nimic, țara se va duce de râpă. Da. Conflictul dintre generații cred că continuă, nu s-a oprit la noi. Nu s-a oprit, a existat și va exista până lumea asta și cred că, da, vom avea divergențe în opinii și asta este un lucru normal. Și bun, și constructiv, constructiv până la exact, urmă. Eficient pentru generațiile viitoare, dacă tot vorbim, și despre învățarea pe tot parcursul vieții. Învățăm, învățăm și iar învățăm. Vorba unui mare înțelept. Înțelept al vremii. Nu mergem mai departe, pentru că nu se poate să ne pregătim de serviciu și să nu știm cum e vremea. E vremea faină astăzi, ori plouă, nu știu, dar cu siguranță e toamnă, asta știm. Să vedem ce ne spune Andra înainte să purședem mai departe. Meteo, bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Dacă ieri soarele a fost prezent, astăzi, din păcate, vom avea parte de mici adverse de ploaie. La Deva și Hunedoara, astăzi, 11 octombrie, cerul va fi înnorat, ploaia își va face simțită prezența, iar temperaturile nu vor depăși 18 grade Celsius pe timpul zilei și 9 grade la noapte. Și în nordul județului, la Brad, vremea va fi rece, ploi de lungă durată, cu temperaturi mult mai scăzute față de ziua precedentă, între 17 grade Celsius pe timpul zilei și doar 8 grade Celsius la noapte. Și la Petroșan ploaia este nelipsită, iar vântul prezent și el nu va depăși viteza de 8-9 km pe oră. Maxima va atinge 18 grade Celsius pe timpul zilei, iar la noapte minima va scădea la 9 grade Celsius. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață.
Nu ne-a adus o veste bună, Andra zice că plouă astăzi, deci nu uitați să vă luați umbreluța la dumneavoastră când plecați către serviciu sau școală, pentru că s-ar putea să vă prindă ploaia. Dar ploaia e semn de bogăție, cred eu. Deși m-au atenționat colegii, vezi că mâine plouă, nu mi-am luat umbreluța. Ei, vedeți? Vă uitați mai des la matinal, că aflați în fiecare dimineață, înainte de a ieși din casă, aflați cum e vremea. O să aflăm și cum e horoscopul și o să vedem ce fac fetele noastre, cum se pregătesc de balul bobocilor, cum se machiază. Dar până acolo încercăm să aflăm mai multe despre domnul director, pentru că e prima prezență, mulțumesc, la emisiunea Dale Dimineții, aici la Hunedoara Untreve. Vrem să începem cu începutul. De unde sunteți deloc? Să facem o autobiografie. Da, așa scurtă. Da. Am deschis ochii în județul Vrancea, acolo încă trăiește bunica mea. Apoi, la 6 luni, am fost preluat. Așa era modelul atunci. Părinții își exportau copiii bunicilor care creșteau. În 75 se întâmpla asta. Am fost exportat aici, în Transilvania, pe Valea Mureșului, la Tătărești, unde am crescut. Dar unde am fost crescut de bunicii mei, Dumnezeu să ierte, până la vârsta de 20 de ani. Da? Până atunci s-au îngrijit de mine, am avut parte de o educație aleasă și motoul pe care îl repet de fiecare dată când sunt într-un context public a fost cel preluat de la bunica mea, care spunea să în viață să ai frică de Dumnezeu și rușine față de oameni. Și mă conduc după acest dicton. Ce frumos! Păi, vă cerem voie să vă plagiem, că da, e prea frumos spus. Am urmat, bineînțeles, cursurile aici în Deva, cursurile gimnaziale și liceale, după care am absolvit facultatea de teologie la Arad. Iar la finalul cursurilor am fost repartizat în urma unui concurs la școala generală numărul 5 din Deva, de pe strada Scărișoara. Acolo am deschis ochii în învățământ. Mi-a plăcut, iubesc încă acest loc. După ani și ani, vorba cântecului, școala a primit o nouă denumire și a fost comasată, a ajuns într-un, acum, liceul tehnologic Dragomir Hurmuzescu. Acolo m-am titularizat și în 2021 am trecut printr-un examen de management, ajungând aici la Colegiul Pedagogic Regina Maria. Am mai îndeplinit această funcție la un liceu teoretic, am fost director ajuns la un liceu tehnologic și acum, de ce nu, am zis, încerc și la un liceu vocațional, să vedem cu ce se mănâncă. Și nu orice liceu vocațional, pentru că mie mi se pare o răspundere foarte mare pe umerii profesorilor de la orice liceu pedagogic, pentru că ceea ce dumneavoastră produceți acolo e clar viitorul nostru. Nu întâmplător l-am rugat să ne facă o scurtă biografie. Cine a fost? Cu siguranță cineva v-a trezit dragostea pentru elevi, pentru dăruire, pentru predare. Aveți în amintirea noastră o învățătoare, o educatoare, nu știu, un profesor care vă e cumva mentor spiritual sau chiar mentor real? Da, am în lăuntru meu așa mai multe persoane. Dragostea de oameni am deprins-o de la bunici. Undeva la vârsta de 5 ani și câteva luni am mers la școală. Când am mers la școală, știam deja să citesc de pe drumul socialismului. Citeam cu mătușa mea la vaci, pe deal. Iar mai apoi am învățat să scriu literele de tipar, iar când am mers la școală deja știam să scriu doar cu stilou, așa cum mi-a spus primul mentor, doamna mea învățătoare. După care prezența la biserică era 100%, adică în fiecare duminică și sărbătoare eram alături de bunicu, am învățat să cânt, să citesc credeul, cum ziceau ei, credeul și apoi apostolul. M-am nevoit vreo câteva zile ca să știu să, cu intonație, cu, bineînțeles că emoțiile și-au spus cuvântul, prima
apariție acolo în fața Sfântului Altar, după care preotul din sat, Dumnezeu să-l ierte, Părintele Vasile, a fost duhovnicul meu, primul meu duhovnic, care m-a îndemnat să urmez această cale a apropierii de Dumnezeu și a apropierii oamenilor de Dumnezeu. La finalul cursurilor teologice am considerat că mai mare nevoie până la adulți au copiii și am rămas în învățământ. În învățământ să îi învăț dragostea de Dumnezeu și dragostea față de oameni. E cea mai mare virtute și de altfel cred că asta a conchis la ceea ce am devenit și ceea ce vreau să fac în continuare. Foarte frumos, impresionant. E așa, taci, l-asculți, n-am vrut să-l opresc. Între timp au rulat imagini cu o clădire. Andrei Mureșanu Deva, asta este școala 5. Rosim, despre ce e vorba? Aici ați făcut școala. Și Rosi a făcut școala aici, îmi spune în cască. Bună dimineața, Rosi! De aici ați plecat, am înțeles, da? Vă văd așa, cu nostalgie priviți. Da. Nu, general am făcut-o la școala 4. La școala 4. Care era școală concurentă așa. Atunci și după aceea când m-am titularizat care... în învățământ, era școală concurentă. Eu acolo am prins post, deși era loc liber și la școala 4. Am ales însă școala 5 și acolo... o școală mică de cartier, dar o școală cu produse deosebite. S-a deci... văzut în ochii domnului director. Mulțumesc, Rosi, pentru surpriză. Începem să dăm citire câtorva mesaje. Adrian Mureșan de la Hunedoara ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Adrian, de la ansamblu Hațegan. O zi frumoasă tuturor. Doamne ajută, mulțumim pentru mesaje. Bună dimineața, zi minunată și binecuvântată tuturor, ne scrie Gabriel Ionașcu. Uite, încă un telespectator căruia îi mulțumim că e alături de noi și care la fel are credință în Dumnezeu și încearcă să ducă asta. Vă cunoașteți, mă bucur. Denis sau Dragoș? Denis. Denis. De ce pedagogic? Este un liceu care îți dezvoltă foarte multe oportunități. Chiar dacă nu dorești să profesezi în învățământ, există o formare profesională în spate care ne ajută în viitor. Înainte de emisiune te-am întrebat de unde ești deloc și ce credeți, dragii mei, de acolo, de la Vața de Jos, o localitate pe care eu o iubesc. Nu știu cu cine să încep să salut. Familia Lință, Dalia, Liv, Florin Băd, pe nenea Pera, pe tanti Jeni, pe Diana, pe Jenel, pe cine să salutăm de acolo? Că mi s-a atât de dragi de nu știu cu cine să încep. Pe toată lumea. Pe toată lumea. Și să știi că am prieteni foarte buni acolo, oameni dragi, chiar care salutăm pe Vlad. Ai văzut că e aici aproape de noi, îl păstrez în studio pentru că mi-e tare drag. Copii faini acolo la Vața de Jos. Ionel Coza, nici nu știu, sper să nu se supere nimeni că nu am amintit pe toată lumea. Copii faini, oameni faini. Copii faini, oameni faini. Vii dintr-o zonă a țării Zarandului cu oameni de valoare și aici mă duc la nenea Pera Bulz, care a dat județului Hunedoara tribut și a pus județul Hunedoara pe arta lumii. Dar de ce nu muzică? Acolo la Vața se face muzică. Deci puteai să alegi un alt liceu motivațional, fabrica de talente din deal. De ce pedagogic? Ce ți-a trezit ție? Eu am urmat și cursul liceului Sabin Drăgoi Arad, care este liceu de muzică. Am studiat clarinetul, dar nu a fost pentru mine. Nu a fost pentru tine. Dar tu îți dorești să ajungi învățător sau profesor, să poți să transmiți ceva? Da, mi-ar plăcea să fiu dirigintele o clasă de liceu. Aș dori să fac o facultate care să mă poată forma în acest domeniu. Aș dori o facultate de relații publice. Tu vrei să faci politică. Eu așa zic. De la elevii de liceu și până la... Eu cred așa că vrei să te formezi, zice, până la 50 de ani când sunt tineri în politică,
vreau să fiu profesor, după care, că așa te simt eu, tu visezi să faci politică. Greșesc? Nu, îmi place și politica. Și te pregătești pentru asta, pentru că în discuția scurtă pe care am avut-o cu domnul director să-l invit la emisiune, mi-a spus că tu ești cumva vocea elevilor către cadrele didactice. Despre ce este vorba? Hai, da, sunt vicepreședintele Consiliului Școlar Regina Maria și cam asta facem adunări generale și transmitem ideile copiilor mai departe. Către profesori, către domnul director. Vedeți? Adunări generale. E un lider înnăscut, nu vreau să spun. E modest. E modest. Da. Avem politician. E membru în Consiliul de Administrație al școlii. Organul de conducere a unei unități de învățământ. Deci, da, știe. Și l-am văzut în multe ipostaze că știe să se organizeze, știe să organizeze aceste adunări generale, cum le numesc ei la Consiliul Elevilor, este un băiat deosebit și cred că va avea succesul scontat. Să știi că o să stăm cu ochii pe tine. Oi fi eu mai în vârstă așa când tu vei ajunge politician, dar nu se știe niciodată, dar rămânem cu ochii pe tine și o să rămânem cu ochii pe tine și acum în viitorul foarte apropiat, pentru că o să povestim și despre Balul Bobocilor și am înțeles că ești în echipa care organizează acest bal, nu? Da, sunt în echipa de organizare. O să ajungem și acolo. Domnule director, grea misiune, să știți că eu nu sunt deviancă, dar am făcut atât de multe misiuni și mereu am auzit de colegiul pedagogic, astăzi Regina Maria, am întrebat dacă știe, 1970? 1800. 1870? Eu știu așa că și Drăgan Muntean și Mircea Lac a plecat de acolo. Și mai sunt grea povară pe umerii dumneavoastră. Dar toată lumea îmi spune că e greu acolo. Vezi că e o unitate grea. Când am fost la concurs, înainte de concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în 2021, cineva spunea, băi, zice, vezi că e o unitate grea. Eu, de altfel, am obținut o notă de trecere, de probabilitate și într-un alt liceu, liceul meu de suflet, ca director adjunct. Care însă... liceu de suflet? Liceul Tehnologic de Romirul Muzescu. Nu renunțat. Deja mânele. Nu că nu renunț. Glumesc. Pe parcursul celor 4 ani sunt nevoit să... Și toată lumea îmi spunea, băi, zice, nu te băga că e în gura lupului și e unitate grea. Eu n-am simțit că e greu sau că... Dacă îți faci datoria, eu cred că oriunde se poate produce educație de calitate. Și am ales acest liceu, povesteați de Mircea Lac, de Regan Muntean, Dumnezeu să-l ierte. Mircea Lac nu a plecat, a plecat... Familia Bulzan. A plecat provizoriu, temporar. Da? Dânsul a lucrat la noi acolo, în internat avea două sălițe, unde alături de elevi l-am avut partener și în proiectele Erasmus, într-adevăr, un tezaur viu. Scoate niște... produse și activități deosebite. Deosebite. Este un om deosebit, de altfel. Noi colaborăm în continuare la revista Miorița, scriem articole, ne întâlnim de fiecare dată. Acum cred că e puțin supărat pe noi, dar... O să-i treacă. De ce? Pentru că internatul a intrat în reabilitare și chiar nu am avut spații. Din punctul ăsta de vedere a fost un moment greu. Un moment greu, l-am trecut, zic eu, cu brio, în sensul că a trebuit să direcționăm, să aranjăm clase în așa fel încât să nu mai trecem la învățământul pe două schimburi și să avem un singur schimb, să nu plecăm din unitate, așa cum știm că în DEVA sunt foarte multe școli în procesul de reabilitare și au trebuit să se reloce anumite clase sau chiar anumite școli întregi și atunci am optat pentru varianta aceasta să găsesc soluții la nivelul unității, deci să rămână în curtea noastră.
Dar rămâne oricum foarte apropiat. Eu am avut o emisiune cu domnia sa, pregătea întâlnirea de nu știu câți ani, nu vrem să spunem, că sunt mulți. Dar l-am întâlnit de curând cu domnul Ciprian Roman, înainte de... m-am întâlnit la Centrul de Cultură și Artă cu ei doi și erau hotărâți să caute un spațiu. Știu că s-a rezolvat ceva, dar așteptăm acea zi în care să vină să ne povestească unde își desfășoară activitatea. E într-adevăr un tezaur uman vin și eu încerc prin prezența domniilor sale aici la emisiune, nu doar a domnului Mircea Lac și al Nenea Pera și toți cei care au pus județul Hunedoara pe harta lumii, să dăm ceva cezarului cât e în viață, că mereu scoatem câte o diplomă și facem închinăciuni atunci când omul nu mai e printre noi. E păcat. Mulțumesc încă o dată Corinei pentru șansa pe care mi-o dă pentru a putea face aceste emisiuni, pentru că e costisitor, ăsta e adevărul, e o cheltuială pe care ea o scoate din buzunarul propriu pentru ca noi să putem, eu, Rosi și cei trei copii ai noștri, Bianca, Bianca Hintz, Andra pe care ați văzut-o la meteo și o să o vedeți la horoscop, Alin, colegul nostru, vin de acolo, de la acel liceu de suflet. Îl salutăm pe Mircea și pe Marius Dragomir, o salutăm pe doamna profesoară de franceză și o salutăm și pe Luminița Hurgoiu și pe Mihaela Popa, care am aflat că e și Jurj în această dimineață. Îi salutăm pentru că acolo, într-adevăr, la colegiul pedagogic, mie mi se pare că se face treabă. Dacă cineva vrea să mă contrazică, sunteți invitații mei și căutăm împreună să vedem dacă e așa. S-a dat singura notă de 10, trebuie să amintim asta, am avut o emisiune pe frumoasa, e și frumoasă și deșteaptă. N-am să uit niciodată. O cunoști pe Aița, da? Da, da, am fost colegi. Ați fost colegi. E și frumoasă, e și deșteaptă? Da, și deșteaptă, și frumoasă. Deșteaptă prima dată și apoi frumoasă. Ați observat nuanța, da? Da. Da. Unde a mers la facultate? Nu. E la Facultatea de Medicină de la Cluj-Napoca. Deci a reușit, da, acolo. A reușit acolo și... da, a fost o fată deosebită pe tot parcursul anilor de liceu. Am văzut pe care le-ați spus despre ea. Extraordinar. Acum luni va avea loc o nouă premieră, o nouă diplomă, da? La Consiliul Județean și pe această cale le mulțumim reprezentanților Consiliului Județean și Inspectoratului Școlar care au facilitat această premiere a ISEI. O sumă nu foarte mare, dar o sumă frumoasă pe care o va primi Aisa pentru efortul său de a obține acest singur rezultat din județ. Menționez. Și doamna inspector general Maria Ștefănie și domnul președinte Laurențiu Nistor, alături de echipa de la Consiliul Județean, au un braț de flori și bile albe, pentru că asta mi dă încredere că toți olimpicii de-a lungul anilor au fost premiați. Asta e un lucru bun. Nu știu cum reușește doamna inspector general să se pună așa tare cu acolo și să se... Azi dimineață mă gândeam la diplome, da? Da. Poate mă va întreba în emisiune de numărul de diplome. Este de ordinul sutelor. Da, într-adevăr, doamna inspector general a ținut întotdeauna blazonul unităților de învățământ în ședințele de Consiliu Județean și întotdeauna a militat pentru evidențierea și premierea acestor copii, motivând astfel performanța celorlalți. Da? Pentru că motivați fiind de gestul făcut de Consiliu Județean față de Mateșa Isa, eleva noastră, fosta noastră. Acum s-a mutat, rămânea noastră. Da? Întotdeauna a dorit să beneficieze acești copii de o motivație în plus și ceilalți, văzând rezultatul lor, să meargă pe aceeași cale.
Mai citim niște mesaje și rog pe Rosi să pregătească o diplomă pe care am văzut-o cea mai proaspătă, dar numai puțin citim. Bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect pentru invitații dumneavoastră. Mulțumesc că a anticipat, Doamne ajută, e vorba de Adriana Furcă. Bună dimineața, doamna Adriana. Gianina Ianco, salutăm, văd că e online. Enea Vasile de la Hunedoara ne zice bună dimineața, o zi frumoasă. Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața și o văd online și îl văd pe Adi Bota online, vă salut. Dacă nu citesc toate mesajele, să știți că nu le văd. Facebook-ul ăsta are ceva cu mine, nu știu de ce nu văd toate mesajele în live, dar mai citim, ne mai uităm, mai dăm refresh, poate le vedem. Diploma, Rosi, te rog frumos, să vedem. Colegiul Național Pedagogic, ați mai pus o diplomă, că tot aveți cu sutele. Știți, care e cea mai importantă? Vorbim despre asta și pe urmă ne spuneți care e cea mai importantă diplomă. Nu știu, nu, nu e avem. Imposibilă. E imposibilă. Da, nu știu, trebuie să acordăm o cea mai importantă diplomă. Nu știu, cea mai importantă diplomă e cea omului care intră și iese de acolo. Oricare ar fi ea, oricum s-ar numi, că e la olimpiadă, că e la un, ați postat aici Cambridge, da? Oricare e importantă, fie ea și o mențiune, fie ea și un centru, o diplomă de merit, fie ea și o participare la o acțiune de voluntariat, fie că e pentru un coleg, profesor, sau că e pentru un elev, orice diplomă e meritul unei persoane care a muncit pentru acea diplomă sau care, nu știu, a făcut ceva pentru societatea noastră. Oamenii de acolo fac ceva pentru societatea noastră, pentru că certificatul acesta nu atestă doar că vorbim o limbă străină. Certificatul ăsta le dă drumul în lume și cei care pleacă cu un astfel de certificat, în cazul dumneavoastră, scrie acolo Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, companiile mari, multinaționalele, vă deschid căile sau greșesc, Denis, cu o astfel de diplomă, câte uși ți se deschide la Bruxelles, de exemplu, unde tu cred eu că tu visezi să ajungi? Vă dați seama că se deschid foarte multe uși având un examen în spate, un examen de limbă. Eu nu doresc să ajung la Bruxelles, eu vreau să rămân la mine acasă, în România. Ce frumos! La Parlament. Nu vrei de europarlamentar, nu. Vrei parlamentar. Nici parlamentar. Dar ce vrei? Ce-ți dorești tu? Care e visul tău? Prima dată diriginte, așa a spus. Diriginte la o clasă de liceu și apoi... Da, da. Unde visezi? Da, vă dați seama, la vârsta mea, visele sunt nelimitate de depărtate. Dar care ți se pare visul cel mai frumos și mai greu de atins? Să pot să las ceva țării mele, să pot să las... Ce patru. Toți ne dorim să lăsăm ceva al țării noastre și mai ales în cazul meu, dar ce-ți dorești tu să lași? Ce gândești tu? Vreau să las ceva țării mele. Ce? Un lucru mărunt pe care tu ți-l dorești să lași țării? O schimbare, o voce a tineretului să fie... Dar ce ai vrea tu să schimbi? Ce nu-ți place astăzi? Nu-ți fie teamă. Nu că suntem în campanie electorală încă, nici măcar în precampanie, nu știu dacă am intrat. Spune din sufletul tău, ce ți-ai dorit tu să schimbi în țara asta? Aș dori ca vocea tineretului să fie ascultată. De ce? Că voi tinerii sunteți vulcanici, nu sunteți atenți, nu știu ce să mai spune, mai putem spune cât de așa. De ce ai vrea tu ca tinerii să aibă un cuvânt de spus? Pentru că este viitorul nostru, noi suntem următoarea generație. Adevărat, eu nu vreau să te contrazic, dar totuși o să te contrazic. Știi cum e, țara asta are acolo la, uite, Ștefan cel Mare, că vorbim de Vrancea, Avram Iancu, n-a fost de, nu știu, și alte personalități, Cuza.
n-a fost vocea tinerilor, a fost vocea celor... Cu ce crezi tu că un tânăr, celor maturi, de ce crezi tu că un tânăr ar avea o altă viziune decât cei mai în etate care sunt la conducerea țării? Păi, noi avem diferite viziuni față de cei mai în vârstă. Noi suntem mai diferiți, avem o altă viziune asupra țării, asupra oamenilor, asupra tuturor instituțiilor, asupra a tot. Dă-mi un exemplu concret și mergem mai departe, dar nu te las. Vreau un exemplu concret. Am înțeles că ești, vrei să devii om de... Iar, la școală, la școală. Hai să luăm școala, copii, nu? Copii, o să zică, domnul diriginte, dar de ce? Știi că copii, eu sunt un copil, mereu voi rămâne un copil și când o să am 80 de ani. Dar mereu am întrebări. De ce? De ce? De ce? Copiii te vor întreba. Simt concret, asta nu-mi place și aș vrea să o schimb. Uitați, nu-mi place modelul de acte din România. Este prea stufos, nu este în prea mare ajutor oamenilor. Da, dacă renunțăm la acele acte, o să avem generația, uite, bunica domnului director, nu o să poată să înțeleagă digitalizarea niciodată. Să știți că mi-am făcut pași în sensul ăsta. La un moment dat am accesat un proiect de școli pilot și am introdus catalogul electronic. Doar, exclusiv, din prima, am zis, facem o experiență cum e, la chimie, vedem cum se comportă copiii, cum le place colegilor. A prins. Am eliminat câteva rafturi acolo în cancelare care stăteau tot timpul, trebuia să le asiguri integritatea, protecția până la urmă. Am accesat, a fost bine. Acum încercăm să introducem condica de prezență electronică, da? Să fie să eliminăm și acest pas a hârtiilor. Mai departe, am cerut colegilor să nu mai listeze toate planificările la început de an, să fie arhivat electronic la responsabilul de catedră sau o comisie metodică și atunci eu cred că e un pas înainte spre... E, da? Un foarte mare pas înainte. Trebuie să ținem conștient de aceste dreptate. Păreri. Așa e. E prea stufoasă legislația. Completăm 100 de acte. Nu salvăm planeta. Aruncăm foarte multă hârtie. Ai perfectă dreptate și mai plătim și chirie să arhivăm. Ținem foi prin tot felul de clădiri care ar putea fi folosite la altceva. Ai dreptate. Și eu sunt convinsă că tu vei reuși. Am vrut să te forțez un pic să văd care ți-i soluția, dar are emoții. Ce zodie sunteți? Mă iertați că v-am întrerupt, dar am depășit timpul de... Trebuia să spun... Asta nu e cu zodia, dar da, știu că multe sunt? Caracteristici se pliază pe persoană. Ce zodie sunt? Vărsător. Oh, ce frumos, sunt de apă și eu. Si, dragul meu. Eu sunt leu. Wow! Politică, clar. Andra, spune-ne cum stăm astăzi cu astrele, te rog. Bună dimineața din nou și horoscop cu Andra. Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi, 11 octombrie. Perbec. Dimineața s-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Astrologul vă sfătuiește să discutați calm și să încercați să ajungeți la o concluzie comună. Dacă aveți de circulat cu mașina, fiți foarte atent, sunteți predispus la accidente. Taur, puteți avea mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Astrologul vă recomandă să nu vă puneți prea mari speranțe într-o afacere ca să nu fiți dezamăgit. Amânați deciziile importante și păstrați-vă calmul. Spre seară, nemulțumirile din prima parte a zilei dispar și odată cu ele, starea de iritare. Gemeni, se pare că sunteți stresat pentru că nu primiți niciun sprijin de la colegi. Astrologul vă sfătuiește să aveți grijă și să nu-i jigniți pe cei din jur. Seara s-ar putea să aflați că un prieten apropiat a fost implicat într-un accident de circulație. Rac, dimineața vă enervați la serviciu pentru că primiți sarcini suplimentare. Astrologul vă recomandă să fiți foarte prudent. S-ar putea ca șeful să nu fie în toane prea bune. Nu este cazul să vă descărcați nervii acasă. Ar fi bine să vă relaxați. Leo,
Sunteți hotărâți să plecați într-o călătorie de afaceri pe care ați tot amânat-o. Partenerul de viață vă reproșează că nu ați ales cel mai bun moment pentru că aveți probleme importante acasă. S-ar putea să renunțați definitiv la călătorie în urma unei discuții aprinse. Astrologul vă sfătuiește să acordați mai multă atenție problemelor de familie. Fecioară, s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult pentru un obiect de care nu era nevoie acum. Astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile financiare pentru că există riscul să ajungeți într-o situație neplăcută. Fiți mai atent cum vă purtați cu prietenii. Balanță, s-ar putea să fiți implicat într-un scandal la serviciu din cauza bârfelor unui coleg. Astrologul vă recomandă să vă controlați reacțiile pentru că neînțelegerile se vor lămuri repede. După amiază, intrați pe neașteptate în posesia unei sume de bani cu care vă rezolvați o parte din problemele financiare. Scorpion, astăzi nu este indicat să circulați cu mașina pentru că există pericolul să fiți implicat într-un accident. Dacă nu aveți încotro, astrologul vă sfătuiește să fiți foarte prudent. Orice s-ar întâmpla, să nu vă grăbiți și să vă ascultați intuiția. Săgetător, începeți o lucrare de pe urma căreia veți câștiga bine. Nu vă feriți să cereți ajutorul prietenilor dacă aveți nevoie. Astrologul vă sfătuiește să discutați calm cu cei din jur ca să nu declanșați o ceartă. După amiază, sunteți vizitat de un prieten la care aflați că o cunoștință a avut un accident. Capricorn, dimineața este posibil să vă enervați pentru că nu aveți bani să plecați într-o călătorie în interes de familie. S-ar putea ca o rudă mai în vârstă să refuze să vă împrumute, dar astrologul vă recomandă să nu-i faceți reproșuri. Fiți mai înțelegători și evitați certurile. Vărsător, sunteți lăudat de șef pentru felul în care vă faceți treaba. S-ar putea să nu vă iasă o afacere din cauza unei situații nefavorabile. Astrologul vă sfătuiește să evitați întâlnirile cu prietenii și să nu circulați cu mașina pentru că sunteți predispus la accidente. Pești, aveți tendința să fiți irascibili din cauza oboselii. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu pentru că sunteți predispus la probleme cu sănătatea. Astrologul vă sfătuiește să amânați întâlnirile de afaceri. Ar fi bine să nu vă forțați norocul în domeniul financiar. Eu sunt Andra Harato și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și data viitoare cu noi predicții astrologice. Râdem! N-am auzit, Leu, că povestea cu domnul director. Ai ascultat la Leu? N-a fost atent. N-ai fost atent. Da, nu mai punem o dată Leu, nu mai punem că pierdem din timp, trecem prea repede prin emisiune. Dar, să nu circul cu mașina, să astăzi nu am fost prevenit, dar nici n-am venit cu mașina personală, am venit cu taxiul. O salutăm pe doamna Maria și devenim inspector general. Dragoș Mariana ne scrie și spune așa: bună dimineața, felicitări domnul director și tuturor profesorilor de la Colegiul Național Regina Maria Deva pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri. Se numește Dragoș Mariana, am întrebat, a zis Denis că cred că e mama. E frumos când familia te susține și presupun că și ei îți duc dorul, pentru că am înțeles că tu stai internat pe timpul săptămânii, rămâi în Deva, nu faci navetă la vasă. Nu, stau în internat, doar nu e chiar mă duc acasă. Nu e greu la internat? Nu, să știți că este foarte frumos. Viața de student deja, vreau să obișnuiesc. E așa o deprindere, învățăm să ne descurcăm singuri, nu mai e mama, nu mai e tata lângă noi. Și trecem prin niște probleme care trebuie să ieșim singuri. Nu pot să ajungă părinții tot timpul. Tu ești hotărât să faci ceva în viață? O să avem, o să mai auzim de băiat. Cu siguranță. Ce-ți dorești tu de la bacalaureat? Îmi doresc să-l trec cu bine. Nu sper la note extravagante, dar nici la note mici. O medie de 8-9 aș dori. O să-l vedem, o să stăm cu ochii pe el. Nu, sunt convins că și acest an va fi unul rodnic pentru colegii pedagogici și va fi probabilitate de 100%. Atât. Anul ăsta aștept, am făcut un pariu deja cu una dintre clase și aștept două note de 10. Două, creștem la două sau chiar trei. Doamne ajută, da. Sperăm. Ce frumos! Ce pariu a spus? Nu pot să-l spun în emisiune. Nu putem să spunem în emisiune. O să mă întâlnesc. Să venim la pariu. Sunteți invitați. Mulțumim. O să venim dacă ne primiți și la balul bobocilor, pentru că mai avem cât din emisiune, Rosi? 12 minute și avem și o surpriză. Ia uitați-vă, balul bobocilor 2023-2024. Sunt imagini pe care le avem de la Colegiul
Național Regina Maria, clar liceu motivațional, foarte faine, m-am uitat, mi-a tot arătat Rosie. Nu știu ce le faceți la copiii ăștia acolo, domn director. Sunt foarte veseli. Nu este meritul meu, este meritul colegilor. Colegilor, da, colegii s-au implicat foarte mult. Doamna consilier educativ, colegii de la Catedra de Engleză, Catedra de Limba Română, mai mulți, nu pot să nominalizez neapărat câteva persoane, însă în fiecare an au organizat acest eveniment. Decorul s-a schimbat, să știți. Da. Avem o altă sală, da, mult mai frumoasă. Venim la Balul Bobocilor anul ăsta. Da. Balul Boboceilor, la liceu și aici la Centrul Drăgan Muntean, Balul Bobocilor. Deci Balul Bobocilor va fi la Centrul Cultural Drăgan Muntean, da, la fosta casă de cultură? Da. Care e tema? Cine ne povestește? Care din cei doi invitați al mei intră în subiect? Tema Balului Bobocilor este Hollywood. Hollywood. Da. Noi, neavând un bal al bobocilor, am încercat să facem tot ce mai bun pentru acest boboci. Avem și un invitat special, hop, pe care încă nu-l putem dezvălui, dar va fi anunțat. Care, de ce Hollywood? Au fost mai multe teme dispuse pentru a le vota și asta a fost votată de către toți membrii din organizație. Democrație. Și la nivelul Consiliului Elevilor este democrație. Au organe statutare care, spunea Denis, se întâlnesc în adunări generale și stabilesc împreună. Nu vine Denis, el e lider, gata, asta va fi. Nu. Care au fost celelalte teme? O parte dintre ele. Hollywood, bine că n-a fost Bollywood. Da. Tema de anul trecut a fost... Nu, de anul ăsta. Propuse. Temele propuse. Nu mai știu. Disney. Nu mai știu exact. Nu mai știu. Nu, Disney nu a fost anul trecut pentru că a făcut Disney 100 de ani. Da. Nimic nu e întâmplător în viața. Da, tu ai fost din prima de acord cu tema Hollywood? Da. Dar e o temă foarte grea. Eu știam tema, știu despre ce este vorba, dar e o temă foarte grea. Adică e atât de largă plaja de... Să știți că nu este o temă grea. Bobocii și-au extras personajele de la Hollywood pe care le vor reprezenta și deja au început repetițiile cu antrenorilor. Avem antrenori, avem... Să înțelegem. Hai, explică-ne un pic cum se organizează la voi Balul Bobocilor. Ce faceți voi, de fapt? Ce antrenori? Cine pe cine antrenează? Că eu nu mai înțeleg nimic. Bobocii, câte clase de-a nouă aveți? De noi avem anul acesta, o bună întrebare, 6. Nu cred. 6, da. Am reușit în premieră, așa cum încercăm să facem lucruri în premieră, da? 6 clase. Foarte mult. Clase am despărțit de fapt, era filologie cu științe sociale și avem învățători cu pericultori, jumătate de clasă, nu mai există așa ceva. Am tot cu sprijinul inspectoratului școlar care ne-a facilitat acest lucru. Avem 3 clase de vocațional, 2 de învățători educatori, una de educatori pericultori și 3 clase de liceu teoretic, matematică informatică, intensiv engleză, filologie bilingv engleză și științe sociale bilingv engleză franceză. O jumătate este bilingv francez, o jumătate bilingv engleză și atunci am zis de ce și nu în centru Cambridge, da? Că tot am amintit de Cambridge. Colegii de la Catedra de Limbi Moderne s-au motivat, s-au ocupat de această evaluare, pentru că există o evaluare și am obținut titlul de centru de evaluare Cambridge. Da, o altă premieră este faptul că de una zi a apărut pe prompter, undeva la Hunedoara News, nu? Da, Denis? Da. Un pamflet. Macaraua ridică ghiozdanul greu al copiilor. Nu, este ridica altceva. Aveam avut și încă sunt lucrări acolo de amenajare a 2 clase, de fapt 2 laboratoare, din containere modulare, obținute și aceea de la rezerva de stat a guvernului. Ce frumos! Da?
având o populație școlară care trece de 1600. Adică în momentul ăsta aveți 1600 612 elevi. Wow! Da. De la clasele mici până de la... De la grădiniță până la clasa 12. Deci primul elev care intră pe poarta liceului... La grupa mică. La grupa mică. Da. Ce frumos! Păi nu degeaba e aglomerată zona începând cu 7 și 10 și 20 și jumate, nu? Evităm. Și domnul cu macaraua a evitat ora, a venit după, a întârziat puțin. E foarte greu să se circule. Deci de la grupa mică aveți 1612 elevi. Da. Și câte cadre didactice? Dacă... 107. Cam puține. Ar trebui mai multe, mi s-ar părea mie. Sunt suficient. Da. Ca de dat ce deosebite. Deci am găsit un colectiv deosebit pe care încercăm să îl modelăm, să fie, nu știu, într-un alt ton, da? Să aibă și un alt tonus. Să ținem pasul ăsta cu tehnologia și cu generația care ne urmează. Cu Hollywood-ul. Cu Hollywood. De data asta. De ce nu? Și cu Hollywood. Da. Rămânem la balul bobocilor. 9 clase. Voi de-a 12-a cât sunteți? Suntem 4 clase de-a 12-a. Și cum antrenați voi 4 clase de-a 12-a? 6 de-a 9-a. Au fost niște preselecții. Au fost foarte mulți colegi de-a clasa 9-a, dar au intrat doar 20. 10 fete și 10 băieți. Adică o să avem 10 posibilități miss, 10 posibilități mister. Da. Voi deja aici e pe calificări. Păi noi mergeam la un bal pe vremea noastră, defilam acolo, ziceam tri poezii, cântam un cântec și se alegea pe loc din toate clasele. Vă distrați mai mult ca noi. Cum e treaba asta? Ați făcut și preselecțiile? Presupun că e o plăcere să vă întâlniți voi ăștia de-a 12-a cu popoacele de-a 9-a. Sau? Să știți că este... frumos să vedem cum colegii de noua se străduiesc și la repetiții și își doresc, fiecare dintre ei își dorește să câștige titlul de Miss și Mister. Eu am văzut în ultimii ani la boboci și la voi, e o chestie foarte, adică devine pentru o perioadă de timp, devine o chestie foarte importantă. E un om important, deja devine... blazon acolo la clasa 9 până în clasa 12. Voi fi și organizator, voi fi în comisia de organizare. Eu sunt cercare. Știm deja că ne-am făcut temele. Trenduri cu Bianca Hint, să vedem cum se pregătesc fetele în ghilivele pentru boboacele noastre, pentru balul bobocilor. Pentru că este balul bobocilor de la fiecare liceu, în cazul nostru, Colegiul Național Regina Maria. Dar urmează și restul și pe urmă balul balurilor și balul liceelor și o să urle mașinile. Trenduri. Hai să vă arăt cum fac acest coc la baza gâtului, mega elegant și simplu, perfect pentru vara aceasta. Mie îmi place să fac coafura asta pe părul gras, folosesc materia primă, acel sebum, pentru a obține efectul acela lins. Dacă aveți părul proaspăt spălat, folosiți un gel de păr ca să neteziți super bine. Observați că nu las cărarea prea lungă, pieptăn foarte bine părul pe spate și părțile astea din față încerc să le aduc cât de mult pot pe frunte, mai ales dacă aveți fruntea la fel de lată ca mine, este important acest aspect să nu le trageți drept în spate. Nu știu cum să explic, sper că s-a înțeles. Țin apoi cu mâna de coadă și cu cealaltă mână trag puțin părul de aici să se umfle și acum arată destul de ciudat fiind doar coadă, dar după ce facem cocul o să arate mai bine. Iau un moț mai subțire sau puteți să folosiți și unul de genul acesta, ține foarte bine, după care strâng bine părul și îl fac în formă de coc, ascund vârfurile de desubt și prind cu moțul. Dacă aveți părul mai răzlez, nu la fel de fin și de gras ca al meu, înainte să faceți asta, dați cu gel pe lungimea cozii ca să se netezească. Prind câteva agrafe în partea de sus ca să se lipească bine cocul de cap, să nu stea separat, iar dacă vreau un look mai casual, las șuvițele acelea ieșite, mi se pare că arată messy.
Vin apoi cu puțin fixativ să fiu sigură că o să reziste părul așa lins și netezit toată ziua, după care am venit și pe coc să ascund bine acele fericele și astfel mi se pare că arată și mai elegant. Cam asta este rezultatul final, este foarte simplu, acest coc este mega elegant și întotdeauna arată de 10 ori mai bine dacă puneți o pereche de cercei mai mari și un alt truc frumos este să puneți o astfel de fundiță deasupra, se vede frumos și din spate și din față. Hai să vă arăt cum mi-am făcut părul așa, mi se pare foarte fain și este super repede și de efect. Am început prin a aplica pudră și la un moment dat am scăpat și puțin cam multă. În fine, am masat foarte bine, după care mi-am împărțit părul din față și am prins totul într-o coadă. În față am lăsat mai mult, o să vedeți la final. Peste fac un fel de coc, scot mai mult afară ca să aibă așa un volum și am folosit și un elastic mult mai gros ca să-i ofer volum cocului, după care încep să prind șuvițele cu agrafe, așa, aleatoriu și să par cât mai messy, mai împrăștiat, mai, cum să spun, nearanjat. Șuvițele lungi din față le duc în spate ca să pară așa că l-am prins la întâmplare și le mai ondulez puțin ca să fie și mai structurată coafura, după care vin și aplic fixativ și this is it. Sunt curioasă dacă vă place, salvați videoul pentru mai târziu. Mă găsiți și pe Insta, Drușca, ca să-mi vă pupat. Pa, pa! Am revenit în platou, complicat cu pregătirile astea, zăzut. Complicat, saloane, o grămadă de... Suntem, le accesăm și noi, de altfel. Mergem la barbershop să ne pregătim pentru un eveniment. Corect. Denis, ce zici tu de fetele astea care se pregătesc cu atâta entuziasm? Le apreciezi eforturile tu ca băiat? Au fost colegele noastre din clasa 8-a. Da, tu le apreciezi eforturile când se chinuie să se coafeze, să se machieze, să... Da, vă dați seama că totuși este un efort. Să mergi la salon, să dai bine pe scenă, dacă tot este vorba despre Hollywood. Da. Rămâneți aproape de noi, o să vedem ce se întâmplă la balul bobocilor, nu doar la colegiul Regina Maria, probabil o să luăm rândul. Colegii mei o să meargă la Grigore Moisil, mergem la Decebal, parcă ați fost deja, nu? A fost deja balul. Deci s-a încheiat, am văzut imagini, da, cu Bianca. Ieri a fost la Energetic, uite, Rosi știe, pentru că ține socoteala cu alături de colegii mei mai tineri din redacție. Înainte să ne luăm la revedere că emisiunea s-a încheiat teoretic pe imagini de la balul bobocilor, de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, care e planul dumneavoastră sau care e dorința dumneavoastră cea mai mare pentru următoarea perioadă de timp? Pentru următoarea săptămână să finalizez cele două laboratoare din containerele modulare și nu știu, să gândesc ce o să facem propriu zis cu ele. Laboratoare, colegii s-au dezmeticit când a venit Macaraua cu rucsacul și a început să lucreze acolo și au spus, vai de mine, dar asta ar fi o sală profesională extraordinară. Uite ce încăpătoare, uite ce luminoasă, uite ce... Nu știu, o să văd. Asta este primul. Apoi balul bobocilor, bineînțeles, ne stă în atenție. Și toate celelalte activități educative de la nivelul colegiului. Asta pe plan profesional. În ce dată avem balul? 15 noiembrie. 15 noiembrie, dragii mei, mergem la Hollywood, la DEVAC, aici, la Centrul Cultural Drăgar Muntean. Eu sunt tare curioasă să vă ce iese din această temă. Ne luăm la revedere. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă felicit în nume personal, pentru că până să ajung să întâlnesc un om, mie așa mi se arată de la Dumnezeu, știți, divinitatea. Da, și am fost curioasă și am vrut să vă cunosc și mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației mele. Dar divinitatea lucrează prin noi. Corect. Ne transmite anumite viziuni și anumite lucruri pe care trebuie să le facem tot prin oameni.
Așa e. Și eu zic așa că Dumnezeu lucrează prin îngerii, sunt oamenii care ne ajută, care ne îndrumă, sunt îngeri cărora nu le vedem aripile și cumva sper să fiți un înger în continuare pentru acești tineri minunați, pentru că, nu știu, lucrurile trebuie să meargă într-un fel. Ați văzut că ei își doresc să schimbe ceva. Da, eu vreau să contrazic acele chestionare, că tot timpul în preajma campaniilor electorale apare în ce direcție merge România. Într-o direcție greșită, foarte proastă, știți? Nu cred. Cred că trebuie să mergem într-o direcție bună. Da? Și asta noi și copiii noștri. Mulțumim! Denis, îți mulțumim pentru prezența în emisiune, te mai așteptăm la noi, venim să te vedem la balul bobocilor. De-abia apucăm să vedem, dragii mei, ce înseamnă Hollywood 2024 la Colegiul Național Regina Maria din Deva. Până luni dimineața, când ne vom întâlni aici cu Paulina Emia sau Paulina Popa, să ne povestească despre ce înseamnă poezie, scris, carte, editură. Eu vă doresc un weekend minunat, un sfârșit de săptămână, așa pe înțelesul nostru, minunat, plin de binecuvântări. Și nu uitați, dăruiți din iubirea voastră celorlalți, pentru că la un moment dat veți primi înapoi ceea ce dăruiți. Eu vă iubesc, ne revedem luni!